noul Duster Full Hybrid 2024, prezentare completă, interior, exterior, detalii tehnice, diferențele față de celelalte versiuni, tracțiune față sau 4x4, așa că stați cu mine în acest clip pentru că va fi foarte interesant, vom merge și vom intra în toate detaliile, inclusiv multimedia, voi încerca să vă arăt cum se conectează și telefonul la multimedia și vă voi da toate detaliile tehnice. Vreau să vă spun că mai am câteva clipuri cu mașina, ba chiar mai mult, am făcut un clip special în care am încercat să conduc mașina în oraș și pe autostradă. Am încercat să merg cât mai realistic posibil, cel puțin pentru România, să prind și puțin de trafic, să merg și pe autostradă la viteze mai mari de 130 de km la oră, viteza legală, și am vrut să văd care este consumul. Și dacă vreți să vedeți și voi acel clip, aruncați o privire pe canal, probabil este deja pe canal, dacă nu este, va veni curând, așa că stați aproape. Haideți să vă dau câteva detalii tehnice despre mașină și informații, după care ieșim afară și vorbim un pic despre exterior, interior și așa mai departe. În primul rând, Duster Hybrid, în versiunea asta Full Hybrid, tracțiune față, prețul de pe care este de 26.650 de euro. Și din punctul meu de vedere, am și încercat să caut un pic online, să văd dacă există altă mașină în aceeași clasă, full hybrid, care să aibă două motoare electrice, un motor de 1.6 litri benzină 4 cilindri în linie, 140 de cai putere și să aibă cam aceleași funcții de confort, de siguranță și aceleași practicalitate. Și sincer să vă spun, nu prea am găsit altă mașină. Dacă știți voi alta, scrieți-mi în comentarii, chiar sunt curios să vă ascult, pentru că un full hybrid în prețul ăsta de 26.650 de euro de plecare nu cred că există în 2024, cel puțin. O să vă arăt și eu cu ce opțiuni vine acest model pe care l-am cu mine. Avem modelul Extreme. După cum știți, modelele de top sunt două modele, modelul Extreme și Journey. Modelul pe care l-avem noi este modelul Extreme, care vine și cu aceste scaune rezistente la noroi, la pete, și o să vă explic un pic mai târziu. Foarte interesante scaunele, dar au și un mic dezavantaj, mai ales vara, când este foarte cald afară, reacționează mai mult ca un scaun de piele, pentru că dacă este foarte cald, este posibil să și transpiri, așa că dacă aceasta este o problemă pentru voi, v-aș recomanda să mergeți pe celelalte scaune, pe versiunea Journey. Deci, după cum v-am spus mai devreme, mașina vine cu un motor de 1.6 litri, 4 cilindri în linie, benzină, combinat cu două motoare electrice. Un motor electric principal de 49 de cai putere, care poate și conduce roțile din față în modul electric, și un motor mic electric ca un starter, care ajută motorul termic și motorul electric din când în când. Ele sunt combinate cu o transmisie multimodală, 4 plus 2 viteze, 4 viteze pentru motorul termic, 2 viteze pentru motorul electric. Ele se combină împreună până la 14 variații. Foarte interesant, sistemul hibrid este același sistem hibrid pe care Renault îl folosește și pe mașinile lor. Nu este un sistem nou pe care Dacia îl aduce pe piață și experimentează, este un sistem deja cu ceva ani în spate, un sistem pe care cei de la Renault și grupul Renault l-a testat destul de mult, deci este ceva deja, să zic așa, testat și supra-testat. Viteza maximă a mașinii, 160 de km la oră, 0-100 în 10,1 secunde. Când vine vorba de spațiu în portbagaj, pe această versiune full hybrid, mașina vine cu 430 de litri, iar dacă lăsăm scaunele complet jos, ajunge la 1545 de litri. Rezervorul, capacitatea rezervorului 50 de litri. Unghiul de bracaj 10,86 metri, iar greutatea mașinii 1380 de kg. Garda la sol 20,9 cm, pe versiunea 4x4 vine cu aproape un centimetru mai mult, mi se pare că e 21,7 cm, deci este garda la sol un pic mai mare. Consumul estimat 4,3 litri pe acest sistem full hybrid și de-aia am fost foarte curios și am testat mașina, vreți să vedeți consumul real, ce am scos, aruncați o privire la celelalte clipuri. Când vine vorba de emisii, 114 grame CO2, iar capacitatea bateriei este de 1,2 kW, este o baterie de 230 de volți, arhitectură litium și este localizată undeva sub scaunele din spate. Mașina vine cu câteva opțiuni. Una dintre ele mie îmi place foarte mult. Este vorba de culoarea acestei mașini, care arată bestial. Este vorba de Sandstone, se numește, și costă 700 de euro. Este cea mai scumpă culoare. În afară de ea mai sunt câteva culori. Celelalte culori sunt 500 de euro, dar dacă nu mă înșel și mi-aduc aminte bine, am impresia că alb vine gratuit standard. Nu sunt sigur. Trebuie să mai arunc o privire pe configurare.
configurator. După care avem jante de aliaj, se numesc semi-diamantate de 18 inci, 350 de euro opțional. Arată foarte, foarte bine în configurația asta de culori. După care avem parking pack, se numește, detector de unghi mort, senzori acustici de parcare față-spate și cameră 360 de grade și costă 500 de euro această opțiune. Aș spune că este destul de practică. După care avem opțiune de scaune încălzite, volan încălzit, 300 de euro opțional și mai avem încă opțiune pentru frână de parcare asistată, deci frână electronică, Media Nav Live, multimedia, sistemul multimedia, vă arăt imediat, vă explic un pic mai târziu, și încărcător wireless, 300 de euro, toate trei aceste opțiuni. Deci ca opțiuni aș spune că nu sunt atât de scumpe precum alte mașini. Cam astea ar fi cele mai importante informații. O chestie vreau să precizez, pentru că zilele astea este o mare discuție când vine vorba despre Dacia Duster și Euro NCAP, testul Euro NCAP, unde Dacia a primit 3 stele. Vreau să vă spun că motivul principal pentru care Dacia a primit 3 stele sunt și sistemele de siguranță pasive electronice. Îi lipsesc anumite sisteme electronice, cum ar fi radarul din față pentru Adaptive Cruise Control și are mai multe sisteme de pasive de asistență. În cauza asta a primit și 3 stele. Eu spun, după ce am văzut testul, din experiență, m-am uitat și la alte mașini, eu aș spune că multe din ele chiar nu sunt atât de utile și foarte rar se întâmplă să se întâlnească o mașină, un șofer cu situațiile pentru care se punctează, dar Euro NCAP devine de la an la an mai strict și e cumva normal. Dar eu aș spune că mașina, normal pentru cele mai importante, să zic, sisteme de siguranță, trebuia să primească cel puțin 4 stele. Deci eu acolo aș vedea-o. În fine, haideți să nu mai vorbim prea mult, hai să ieșim afară să vorbim un pic despre exterior, interior. Și asta este cheia, cam aceeași cheie pe care Dacia o folosește și pe alte modele, doar că avem noul logo pe spate, iar pe față avem mai multe butoane pentru un cuiat descuiat, pentru a prinde luminile. De exemplu, dacă ești în situații în care ai nevoie de lumină pe lângă mașină, o poți porni de aici, de la buton, sau dacă e noapte și nu-ți găsești mașina în parcare, poți aprinde luminile să vezi unde este. Iar aici avem un buton pentru a descuia portbagajul. Mașina nu vine cu haion electric, așa că nu poți decât să-l descui. În mare, cam asta este ce poți face cu cheia, dar ce îmi place foarte mult este faptul că în momentul în care vii aproape de mașină, nici nu trebuie să apeși pe niciun buton, pentru că mașina se descuie automat. Ba mai mult, oglinda electrică se pliază în interior, în exterior, depinde. Când pleci, ia fiți atenți. Dacă pleci mai mult de, să zic, 3-4 metri, mașina se încuie automat și se descuie. Este o setare în meniu pe care o poți face, o poți și scoate dacă nu-ți place, dar mie îmi place foarte mult. Deci nici nu trebuie să apeși, să atingi cheia, pentru că mașina se va descuia. Deci cam asta este cheia. Despre diferențele față de celelalte variante 4x4 sau tracțiune față mild hybrid. Diferențele n-ar fi foarte majore. Singurul lucru, cum îți dai seama, ar fi stickerul din spate față de celelalte variante, care spune că este hibrid. Și altă chestie care cel mai probabil nu este atât de vizibilă este că pe varianta tracțiune față și full hybrid, cum este aceasta, ai o gardă la sol de 20,9 cm, pe când pe varianta 4x4 ai o gardă la sol de 21,7 cm, deci este un pic mai ridicată varianta 4x4. Altceva pur și simplu este identic, aceeași mașină, același design frumos, atrăgător, același design puternic, care pe mine mă atrage foarte mult. Este un design destul de unic, cred că se potrivește genial de bine pe Duster și eu aș spune că este cumva Cybertruck-ul Europei, așa. Sunt foarte mândru că a fost făcut de Dacia, pentru că Dacia, chiar și așa deținută de Renault, este o companie românească și uite că și Dacia poate face mașini frumoase, mașini atractive, pe care mulți străini, să vă spun sincer, le vor cumpăra și vor cumpăra acest Duster cu siguranță. Am foarte multe feedback-uri pozitive de la străini pe canalul în limba engleză, așa că vă spun din sursă sigură, sunt foarte, foarte mulți străini atrași de mașină și foarte mulți
străini interesați de acest duster, așa că cu toții, ca și români, ar trebui să ne mândrim cumva cu el. Și într-adevăr, este o mașină frumoasă, deci nu sunt multe lucruri de design la exterior pe care eu le-aș schimba, mai ales că vine cu foarte multe lucruri, elemente de practicalitate la exterior, deci nu este numai design, dar felul în care le-au așezat este atât de inteligent încât sunt și practice, nu numai atrăgătoare și frumoase. Începând cu partea frontală, care are o capotă extraordinar de frumoasă, mi se pare una dintre cele mai frumoase capote ca și design instalate pe un SUV, pe un SUV. Uitați-vă la unghiuri, cât de agresive și cât de frumoase sunt și cât de bine se potrivesc cu acest nou limbaj de design de la Dacia. Uitați-vă la noua grilă cu noul logo pe centru, cât de frumos arată. În centru noului logo avem și camera frontală. Mașina vine cu camere 360 de grade, vă voi arăta imediat când intrăm în interior. În partea de jos veți vedea o altă grilă mult mai mare, cumva au păstrat-o față de modelele precedente, dar au modificat puțin bara și plasticele, arată mult mai agresiv și mult mai bine, plus că toate materialele astea de pe bară sunt vopsite dintr-o bucată, asta înseamnă dacă rupi o bucată din ea sau dacă o zgâri, culoarea va rămâne identică. Sunt ieșite în exterior, sunt foarte practice, chiar și pe varianta asta full hibridă, deci dacă lovești ceva cu ea, eu zic că va fi foarte, foarte ok, pentru că va proteja vopseaua mașinii. Aici avem lumina de ceață, un bec incandescent galben, grila în partea din față. Îmi place foarte mult intrările, prizele de aer, care sunt foarte mari și foarte agresive și fac, per total, bara din față și partea frontală să arate foarte agresiv și foarte bine. 6 senzori de parcare pe față, nu numai de parcare, dar 6 senzori și pentru unghiul mort și pentru alte tehnologii de siguranță. Dacia scris pe partea laterală, iar aici avem Y-ul cu noul design, noul limbaj de design de la Dacia. Aici avem semnalizarea LED, lumina de zi, tot în zona asta, în momentul în care închizi semnalizarea vei avea lumina de zi. Mai jos avem farurile LED, faza scurtă, dar faza lungă este bec incandescent galben. Și cam așa arată dacă mă duc mai în spate. În momentul ăsta, probabil că auziți, sistemul de la aer condiționat pornit, este extrem de cald afară. Sunt undeva la 43 de grade, deci e foarte, foarte cald, iar motorul l-am lăsat un pic pornit. În momentul ăsta e în modul electric, dar încă funcționează sistemul de climatizare și de-aia auziți voi acel sonor mai puternic în partea frontală. Același design ca și în față, cu același Y la stopuri, foarte, foarte frumos. Același design pătrățos, arată superb din punctul meu de vedere. Suporturi extra modulare, care sunt extrem, extrem de utile, se pot ajusta și modifica. Avem antena radio, care este destul de lungă, dar ca accesoriu pe site-ul Dacia puteți lua o antenă tip rechin, coadă de rechin, care se poate cumpăra cu 45 de euro, dacă mi-aduc aminte bine. Îmi place extrem de mult eleronul, care arată super agresiv, super frumos, extins pe lateral, toate muchile și unghiurile lui arată extrem de bine. Geamul fumurii pe spate, ai și acest ștergător, sunt încălzite geamurile pe spate, geamul fumurii pe lateral. Acestea sunt stopurile. Becul de semnalizare este simplu, nu este pe LED. 6 senzori de parcare pe spate. În partea asta de jos ai lumina de marș arier, care și ea este pe bec incandescent. Tot plasticul ăsta din jurul roților este făcut dintr-un material, 20% din material reciclabil, este dintr-un material numit Sparkle, da? Un material reciclabil și, după cum vedeți, avem câteva bule albe în el, care chiar arată ca un material reciclabil. Este foarte util pentru că l-ai pe toate margini roților și în partea de jos a pragurilor. Este și ieșit în exterior undeva la 3 cm, 3 cm jumate, deci vei proteja foarte bine vopseaua mașinii. Din punctul meu de vedere, super, super practice toate plasticele astea din jurul roților. Îmi plac foarte mult. Îmi place și zona asta, cumva o păstrat-o. Vedeți și semnul de la reciclare, scrie Duster pe el. Super, super bine se potrivește cu designul mașinii. Aici pe parbriz avem un Duster care urcă
semnifică un off-roader, așa, un drum off-road, iar pe parbriz, vedeți, avem acolo camera care citește semnele de circulație, viteză, semnele de viteză de circulație și ajută la statul între benzi. Deci pentru că mașina vine cu lane keeping assist, te ajută să stai între benzi, va folosi camera de sus. Mașina nu vine cu radar în față. Deci nu are Adaptive Cruise Control, ceea ce a fost unul din motivele pentru care a primit și 3 stele la Euro NCAP. Din punctul meu de vedere, îi lipsește câteva chestii, câteva, să zic, sisteme de siguranță pasive mai mult, dar multe dintre ele nu sunt atât de utile, pentru că multe dintre ele în viața unui conducător auto sau în viața unei mașini nu prea te întâlnești cu situațiile alea. De exemplu, sunt câteva sisteme în care în momentul în care lovești un pieton, felul în care lovești, se lovește pietonul de capotă, a fost penalizată Dacia foarte mult la chestia asta și a mai fost penalizată la multe sisteme de-astea de siguranță, care multe dintre ele, eu le sincer le consider cam inutile. Oricum, chiar și așa, per total, eu aș spune că luând în considerare doar lucrurile foarte, foarte importante, mașina merita cel puțin 4 stele. Da? 4 stele, eu zic că acolo ar fi trebuit să fie. Am văzut testele, am văzut și clipurile și am și citit, am intrat un pic în detalii și am văzut cum arată după accident mașina. Și dacă o comparați cu alte mașini, o să vedeți. Pentru că de la fiecare, de la an la an, Euro NCAP devine mai strict și mai strict și mai strict. Și o să vedeți acolo că dacă testați mașinile care au fost testate acum câțiva ani cu mașina asta, uitați-vă să vedeți diferențele. Ba mai mult, la siguranța copiilor din mașină, să știți că acest Dacia Duster are punctaj mai mare decât multe SUV-uri premium și dacă intrați la fiecare mașină pe site-ul Euro NCAP și vedeți și analizați un pic, o să vedeți că nu e atât de rău pe cât se publică și se spune. Și din punctul meu de vedere, v-am spus, eu zic că nu e ceva de îngrijorat, să spun așa. Mă mai zic ceva înainte să continui, ceva important pe care nu vreau să uit. Dacia am îmbunătățit și am făcut și teste pe subiectul acesta. Am un test drive pe canal, dacă vreți să vedeți. Dacia am îmbunătățit suspensia și barele antiruliu sunt mai rigide. Asta înseamnă că 17% pe varianta 4x4 și 21% pe această variantă și pe varianta mild hibrid tracțiune față. Deci, suspensia și feeling-ul în curbe la viteze mari este mai bună. Deci este un pic mai rigidă, nu mai ai senzația aia de barcă, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Oricum, o să vă explic mai mult, aruncați o privire la clipul de test drive, pentru că acolo vorbim mai mult. Dinamica mașinii, per total, a fost îmbunătățită. Ca și design, arată bine. Uitați-vă, cam din ce orice unte, uita la ea, arată bine. Aici avem rezervorul de 50 de litri, ușița rezervorului și ea super calitativă, văd că au îmbunătățit-o și este super calitativă. Mânerul de la ușa din spate, tot așa foarte calitativ. Am mai observat ceva pe varianta full hybrid, este că uitați-vă câte cauciucuri au adăugat și aici și aici. Deci cumva au îmbunătățit și chestia asta și auziți, în momentul în care închizi ușa, se aude altfel. Se aude altfel, da? Ia uzi, calitatea e mai bună. În față la fel. Au pus cauciucurile astea aici și tot așa. Când ai închis ușa, bine, ia uzi, se aude bine. Plus că mânerul în aceeași culoare, foarte bine integrat aici, geamuri fumurii, foarte frumoasă și partea de sus, arată similar aproape cu varianta anterioară. Capacele de la oglinzi, pentru că pe varianta asta extrem vine cu această culoare cupru, de cupru aici și acolo pe mijloc la jante și ai și în spate scris Dacia în cupru cu aceste litere 3D, așa, foarte frumoase. Tot la oglindă ai unghiul mort în zona asta aici, da, lumina de la unghiul mort și aici jos ai camera pentru sistemele 360 de grade, iar aici avem semnalizarea pe bec incandescent. Hai să vorbim un pic despre jante. Sunt opționale acestea 18 inci, costă 350 de euro. Cred că sunt cele mai ieftine jante opționale pe care le poți lua pe o mașină. Arată super bine și calitativ sunt super bine făcute. Pe spate, pe varianta asta, pentru că avem și frână electronică, avem discuri de frână, deci nu mai sunt pe tamburi. Iar în față avem discuri ventilate, ceea ce este un mare plus. Băi, foarte tare mașina. Mie îmi plac multe chestii. Dacia scris pe lateral aici la stopuri. Avem și lumină LED la numere plus camera de reverse. Ah, v-am spus, stickerele. Asta e singurul lucru care diferențiază un Duster hibrid de un 4x4 sau altă variantă. Dar și așa e discutabil. De ce?
Vedeți aici, Duster Hybrid. Era scris, da, cineva. Vedeți? Am încercat să rupă stickerul. Dacă ați rupe stickerul, nici nu mai știți ce variantă e. Dar chiar și așa, dacă vedeți stickerul cu hibrid, știți că varianta asta e hibridă. La 4x4 scrie pe partea dreaptă 4x4. Să vă faceți o idee. În partea din spate tot așa, în zona asta, tot plasticul ăsta din mijloc e făcut din același material vopsit dintr-o bucată. Deci dacă l-ai zgâriat, l-ai lovit, rămâne aceeași culoare. Foarte, foarte practic. Iar pe aici e acel sparkle, material reciclabil. 6 senzori pe spate. Aici e lumina de ceață, tot lumină incandescentă, bec incandescent, care nu înțeleg de ce s-a stins. L-a prinsese mai devreme. Haide, gata. Am aprins. Deci aceasta este lumina de ceață, bec incandescent, iar pe dreapta lumina de marș arier, care nu se vede. Nu se vede nici gura de eșapament, da? Deci este undeva de desubt în partea stângă, dar arată mult mai bine așa. Arată mai bine, legat dintr-o singură bucată. Voi ce ziceți? Foarte, foarte frumos. Se pare foarte frumoșică mașina. Ce părere aveți? Deci cred că am terminat cu exteriorul. Nu știu dacă am uitat ceva sau am omis ceva. Ce vreau să vă arăt este ce este sub capotă în momentul ăsta. Deschid capota. În momentul în care deschid capota, de obicei la toate sistemele hybrid, full hybrid, pornește motorul. Fiți atenți. Vine cu capotă electrică. Cât de tare e asta. La banii ăștia, foarte tare. Aici e motorul, 1,6 litri, 4 cilindri în linie, combinat cu două motoare electrice, unul de 49 de cai putere, care poate să miște și roțile, și unul, un generator mic, care ajută și motorul termic, lichidul de parbriz acolo, lichid de răcire, bateria de 12V și cam asta este. Aici au pus ceva cauciuc în zona asta și izolație. Foarte, foarte bine făcute. De aici se deschide portbagajul manual. Foarte mare portbagajul. Pe varianta asta full hibridă, dacă nu mă înșel, cred că e cel mai mic portbagaj din toate versiunile. 430 de litri. Intrare uriașă. Foarte pătrățoasă, foarte mare intrarea. Din punctul meu de vedere, oricum ai mult spațiu aici. Poți să ai o familie uriașă cu 3 copii chiar și poți merge în vacanță, poți adăuga aici foarte multe bagaje. Practicalitatea, nimic de spus. Din punctul meu de vedere, i-aș da 10 din 10, ceva plastic la intrare. Pe varianta hibridă nu avem nicio podea plată, cu toate că au lăsat plasticele aici. Nu înțeleg de ce. Probabil poți să adaugi tu ceva aftermarket și să faci o podea plată, sau poate există ceva accesorii, nu sunt sigur. Dar ai undeva o adâncime de vreo 10-15 cm, spațiu de depozitare în partea stângă, ai U-clipurile unde poți să adaugi accesorii și aici, și aici ai U-clip și mai e și pe partea dreaptă și mai e și un port de 12V și lumină galbenă incandescentă, cârlige, partea stângă, partea dreaptă, iar pe varianta hibridă de desubt sub podea nu mai ai niciun spațiu de depozitare, asta să vă arăt. Deci n-ai spațiu să mai adaugi ceva jos acolo. Asta ca informație. Dacă vrei să lași scaunele jos, 60-40, le lași de aici, tragi de această sfoară, foarte simplu, destul de greu cu o mână, dar totuși, tragi de sfoară și împingi. Și așa, atât de ușor se lasă jos scaunele. Și chiar și așa, ai tot așa o treaptă de, să zic, 10 cm, dar vedeți că și acolo, cumva, poți adăuga aici și poți să vii de aici așa și să spui ceva plat în zona asta. Dar, chiar și așa, practicalitatea e super bună. Deci uitați-vă cât de mult spațiu ai. Foarte, foarte mult spațiu. Deci din punctul meu de vedere, mașina e super spațioasă și portbagajul e foarte, foarte ok. Foarte practic. Hai să mergem pe lateral. Deschidem ușa de aici. Cam ăsta e spațiu. Centura trebuie să o tragem ușor lateral. Se deschide ușa destul de mult, ceea ce este foarte bine, te lasă să ai o intrare foarte mare în spate. Asta e intrarea, asta e spațiu, intrarea din spate, mult spațiu în partea de jos. Și aici, super ok. Chiar și jos, pentru că nu ai un tunel de transmisie foarte mare, ai foarte mult spațiu la picioare. Deci, v-am spus, din punct de vedere al practicalității, e super ok. Un geam dintr-o bucată se poate rabata electric de aici, aproape până jos, mai rămân undeva la 3 cm, să zic așa, dar este electric. Ca și design al ușii, arată super bine din punctul meu de vedere, doar că
totul este din plastic în spate aici. Partea de jos ai o boxă, spațiu de depozitare, super ok în uși. Intrarea, cum ați văzut mai devreme, foarte, foarte mare. Varianta pe care o avem este varianta extrem, după cum v-am spus, și aici puteți vedea și aceste scaune din acest material destul de inteligent făcute. Este un material care simulează foarte mult pielea, să vă spun sincer, chiar dacă nu arată, este mai mat așa, dar să știți că este la fel de practic ca și pielea, pentru că dacă vergi cafea, vergi diferite lucruri, nu se pătează, ba mai mult, îl poți șterge cu un șervețel umed. Deci scaunele se șterg cu șervețele umede și sunt și impermeabile, deci dacă torni apă, nu intră apă în ele, ceea ce este super practic, deci sunt foarte practice. Singurul dezavantaj ar fi că vara o să transpiri la fel ca pe piele. Așa că dacă nu-ți place să transpiri, mergi mai bine pe varianta Journey, pentru că acolo ai scaune din material textil. Pe lateral, același gri frumos în zona asta, îmi place foarte mult designul. Isofix pentru copii, poți instala două scaune de copii. Pe centru nu ai o cotieră, dar asta te va ajuta în momentul în care vei căra 3 persoane. De ce? Pentru că aici e super moale. Cred că e cel mai moale material scaun central pe care l-am văzut și veți vedea cât de confortabil e să stai în mijloc și în partea de jos este destul de moale. O să vă arăt imediat, o să mergem acolo. În spate scaunelor din față, material textil peste tot. Ceva spațiu de depozitare în ambele părți. Îmi place că nu-i plasticul ăla tare, enervant din zona asta. Iar aici pe centru avem ceva spațiu de depozitare, U-clip, să adaugi accesorii și două porturi USB-C, iar tunelul de transmisie e super mic, ceea ce te ajută foarte mult. Și mai mult, vine și cu aceste covorașe de cauciuc care sunt super practice, all weather, aș putea spune, și în același design pentru extreme. Hai să închid ușa, intrăm în interior. Cam ăsta e spațiu, am ajustat deja scaunul în poziția mea de condus. 1,73 m am, ăsta e spațiu în spatele meu, la genunchi, întind picioarele sub scaunul din față, super ok, super, super spațiu, cel puțin pentru mine la 1,73 m am mult spațiu și la cap și în față și în spate, deci ia uitați-vă, foarte mult spațiu, bună vizibilitate afară, ca și confort e super ok. Ai și un mâner aici și pe acoperiș ai același gri, material gri cu alb, cu negru, un fel de material, așa un blend de culori, foarte interesant. Iar aici în centru ai lumină galbenă. Foarte ok. Hai să vă arăt în centru. Mergi în centru super ușor, pentru că n-ai niciun tunel de transmisie mare, ba mai mult, stai și cu picioarele apropiate. Ăsta e spațiul la genunchi, spațiul la cap, 6 degete chiar peste cap. Întind mâna aproape complet. Iar aici aproape complet, dar ce îmi place foarte mult în spate este că e foarte moale, deci spatele e super moale, n-ai cotiera aia și jos e moale, deci poți să stai și în mijloc super, super ok. Haideți să vă arăt bordul, arată identic pe toate versiunile, ce nu este identic este transmisia, da? Shift by wire transmission, maneta de la transmisie, pentru că este singura mașină, singurul model pe care îl poți lua automat este acesta full hybrid, restul sunt manuale, așa că profitați de această versiune și de spațiu uriaș de la consola centrală, care arată bestial. Oricum, bordul arată superb în combinație cu modelul exterior și felul în care au gândit tot designul, e genial pe mașina asta. Și să știți că designul ăsta raw, off-road, mai dur așa, se potrivește foarte bine și cu plasticele. Adică, dacă tot e dur și e practicabil și e practic și hai să luăm peste tot, de ce să nu fie așa, nu? Eu zic că arată bine. Plus că designul și liniile sunt geniale. Felul în care au aranjat noile ecrane arată bine. Noul volan arată superb. N-ai ce să zici. V-am spus, orice ați zice voi de mașina asta, e o mașină ok. Ne comparând-o cu nicio altă mașină, strict vorbim despre Dacia Duster, noua Dacia Duster, băi, e o mașină frumoasă, e o mașină atractivă, e o mașină care a făcut un pas uriaș în față de varianta anterioară. În fine, hai să mergem în față. Bun, în partea frontală, ca și design, este un pic diferită față de spate. De data asta, în zona asta, e material moale aici, același material impermeabil și ușor de spălat, dar restul este din plastic. Plus că aici ai acest Y foarte frumos inserat în ușe, arată foarte bine și se pretează extrem de bine cu gurile de ventilație și cu designul interior al mașinii, mai ales că aceeași culoare o ai și pe scaune în zona asta. Foarte ok, aici e o boxă. În prima fază am avut impresia că n-ai
ai prea mult spațiu de depozitare în uși, dar fiți atenți că asta m-a păcălit pe mine foarte mult. Ia uitați-vă ce am în uși aici. Dita mai sticla, da. Și am crezut că nu intră prima dată. Am încercat aici. Băi, dar e uriaș spațiul ăsta dintre uși. Foarte mare. Deci poți să pui foarte multe lucruri. Practicalitatea e super ok și o să vedeți că și în consola centrală ai foarte mult spațiu. Intrarea de aici foarte mare, din nou. Poți vedea din unghiul acesta foarte bine și scaunele Extreme, care arată mult mai bine pe față. Ai și noul logo pe centru. La fel, suporturi laterale, sunt destul de mari, noul logo, sunt manual ajustabile, pedalele sunt simple, mai ai o boxă acolo, iar aici ai frână electronică. Ce mi-aș fi dorit să văd pe mașină? Butonul de auto hold. Deci dacă se poate, Dacia, și știu că se poate, mi-aș dori, măcar opțional, măcar 300 de euro, un buton de auto hold. În afară de asta, e perfect. Mai sus puțin avem butonul pentru sistemele de siguranță. De aici se ajustează, de exemplu, poți să-l customizezi ce sisteme de siguranță vrei să activezi și apeși de aici le activezi sau le dezactivezi sau le aprinzi pe toate sistemele de siguranță. O să vă arăt imediat în ecran. Ai butonul de eco, ai două moduri de condus, eco și normal. În momentul în care conduci în modul eco, îți dă mai puțină putere. O să vedeți în test drive-uri, aruncați o privire acolo să vedeți explicațiile. Iar de aici este lumina farurilor, mai sus, mai jos. Și e-save, probabil vă întrebați ce este acest buton e-save. Este pentru a salva energia pe mai târziu. Te uiți la baterie, vezi că mai ai puțină energie în baterie. Vrei să salvezi energia pe mai târziu când vrei să mergi în modul electric, în oraș de exemplu, și apeși pe e-save când ești pe autostradă, păstrează bateria, când ajungi în oraș îl dezactivezi și mașina va merge în modul electric, deci câștigi cumva energie. Cumva poți să anticipezi ce se întâmplă în viitor. Aici e gura de ventilație foarte calitativă, foarte ok din punctul meu de vedere. Hai să intru în interior pentru că e aerul condiționat pornit și e atât de răcoare și bine față de afară, 40 de grade. Vizibilitatea super bună în jurul geamurilor și în oglindă și pe parbriz, destul de pătățos, mare, foarte bună vizibilitate. Și în oglinda asta de sus ai bună vizibilitate. Aici mai e o oglindă fără lumină, dar o oglindă destul de mare. Un buton de SOS, aici ai lumină. Și cam asta este. În partea centrală ai o cotieră super bună, super practică, super mare, e perfectă cum e. Se deschide și aici ai mult spațiu de depozitare unde poți să pui diferite obiecte. Mai ai două suporturi aici de pahare. Aici mai ai un suport mic, iar în față ai schimbătorul de viteze, de aici schimbi vitezele. Adică, da, vorba vine, le pui în reverse drive și în B mod. B mod înseamnă în momentul în care vrei să recuperezi mai multă energie fără să folosești frânele fizice. Când dai drumul la accelerație, mașina va recupera energie din motorul electric, prin motorul electric. Și așa vă explic mai mult în test drive. Aruncați o privire la test drive. Iar aici este butonul pentru parking. Apeși pe el și parchezi în momentul în care te oprești cu mașina. Un suport pentru cheie foarte drăguț acolo. În spatele lui, opțional, bineînțeles, ai un loc unde îți poți încărca telefonul wireless. Ce îmi place foarte mult la el este că în momentul în care îl pui aproape așa, uite, telefonul se încarcă, da? Ia să vă arăt. Deci când îl pui aproape, se încarcă acum. Fiți atenți. Și în momentul în care îl împingi mai departe, în capăt de tot, nu se mai încarcă. Ceea ce este foarte util pentru că de multe ori sunt suporturi de încărcat unde nu vrei să încarci telefonul, dar vrei să-l pui acolo și nu poți. E, aici poți, îl împingi în capăt și nu se mai încarcă. Super, super practic. În partea din față mai ai două porturi USB-C plus un port de 12V. Mai sus aici ai spațiu de depozitare, foarte practice și utile. Spațiu de depozitare în torpedo destul de mare. Mai sus un pic ai gura de ventilație, ai și speakere, boxe pe pilon. În ambele părți pe pilonul A, iar aici avem scris Duster foarte frumos cu aceeași culoare, foarte drăguț. În partea centrală, două guri de ventilație, foarte drăguțe, în același limbaj de design Y. Avem butonul de start-stop, iar aici avem butoane fizice pentru sistemul de climatizare, super ușor de folosit, îmi place cum le-au lăsat. Tot în spatele volanului încă au rămas controlele pentru media. Volanul se ajustează manual de aici, față, spate, jos, sus, super simplu. Și îl închizi așa. Ca și calitate, foarte, foarte calitativ și volanul de o piele de foarte bună calitate. Îmi place gripul, este genial și designul lui și în momentul în care iei curbă
Îmi place foarte mult, deci cum sunt românii obișnuiți să întoarcă volanul cu o mână, bam bam, inclusiv eu câteodată, pac, ai prins gripul ăsta de aici, foarte tare, nu știu, îmi place volanul foarte, foarte mult. Aici avem butoane fizice pentru cruise control, sistemele de siguranță, să le setezi, iar aici avem câteva butoane fizice pentru telefon, voice command și pentru a customiza noul ecran digital, unde poți vedea foarte multe informații. În partea de jos poți vedea cât range mai avem aici, da? După aia vezi EV, dacă vezi că scrie EV, înseamnă că suntem în modul electric, dacă scrie ready, înseamnă că mașina e gata de condus. Aici avem câtă baterie mai e în bateria de 1,2 kW, iar aici avem ce viteză este în zona asta, mașina poate citi semnele de viteză și te poate atenționa. Aici avem modul eco, iar aici avem toate sistemele pentru cruise control, de unde se poate seta. Iar aici pe partea dreaptă poți customiza ce vrei să vezi, de exemplu, informații despre navigație, eco monitoring, aici vezi informații despre poziția mașinii, energy flow, poți să vezi ce se întâmplă cu energia în timp real, aici avem distanța, aici avem consumul și temperatura apei și așa mai departe. Foarte, foarte, foarte interesant cum poți customiza ecranul, plus că volanul este destul de mare și ai o vizibilitate foarte bună din direcția asta. Deci se vede super fine. După o perioadă se și oprește motorul pentru a salva energie, așa că va trebui să-l repornim. Acum l-am repornit. Și vreau să vorbim despre sistemul multimedia. Vedeți, aici mai este un uClip pentru un suport de telefon, care eu personal nu cred că l-aș folosi, pentru că mașina se poate conecta la telefon wireless, Android Auto sau Apple CarPlay, nu contează, wireless. Deci le ai aici, funcționează super bine, le-am testat și știi ce? Ia haide să vă arăt. Ce să mai promitem? Haide să intru pe telefonul meu o secundă să vedem. Stați așa, haide să intrăm la Bluetooth. Ia să vedem aici. A intrat la Bluetooth, l-ai deschis. Am deschis Bluetooth, am deschis internetul. Iar acum mergem aici pe Apple CarPlay, ai apăsat pe Apple CarPlay, după aia aștepți să, unde sunt eu, trebuie să apare telefonul meu. Așteptăm puțin, haidem, pair new phone, de fapt dai pair new phone să-l găsească, să-l caute pe al tău și acum va trebui să-l găsească pe al meu, gata, l-a văzut, Dan's iPhone, ai dat pe Dan's iPhone, după care te va întreba și dai pair și dai allo. Iar acum aștepți puțin, vezi pe ecran, să-l conectezi, l-ai conectat și te mai întreabă o dată aici. Ia fiți atenți. Ia, să vedem. Gata. Eu, vrei să folosești Apple CarPlay? Da, vreau să-l folosesc și dai să-l folosești. Și după aia te mai întreabă, vrei să ții minte? Da, ține minte. Data viitoare să țină minte telefonul când vii la mașină. Și acum, gata, ai conectat la Apple CarPlay wireless, deci nu mai ai nevoie de cablu. V-am zis că vă arăt. Și cam așa arată Apple CarPlay. Foarte bun, foarte răspunzător, cum v-am spus și înainte, folosești super ok. Deci nu știu de ce ai folosit telefonul aici. Pentru că ai Waze, ai WhatsApp, ai Spotify, ai Google Map, ai tot ce vrei tu aici. Deci ai și harta de la telefon, plus că poți să folosești și voice command-ul. Ia fiți atenți. Navigate to Barcelona. Getting directions to Basel. Basel. Ok, it's good like that. Bine, se duce la Basel. E bine și așa. Și da, go. Bine, ăsta este același sistem ca pe telefon, deci e Siri. Pur și simplu folosești telefonul acum și funcționează super rapid, deci super, super tare. Nici n-ai nevoie să mai pui telefonul în suport. Pe lângă asta, chiar și așa, să zicem că nu folosești sistemul ăsta, da? Să zicem că intri în sistemul lui de navigație, simplu. Fiți atenți, navigația pe care o puteți lua opțional, mi se pare cu alte două pachete, cred că v-am spus la începutul clipului, dacă mi-amintesc bine. Fiți atenți cât de bună e. Navigația din punctul meu de vedere e genială, una dintre cele mai bune. În prețul ăsta nu știu dacă există altă navigație, ba mai mulți mașini premium cu navigație mult mai proastă decât asta. Ia fiți atenți să vă arăt cât de rapid răspunde la comenzi. În primul rând, nu prea ai lag la hartă, da? Deci ăsta e primul lucru foarte important. După care, vrei să cauți benzinării? Ia uitați-vă, le-ai găsit aici pe toate informațiile. Te uiți la OMV, de exemplu, ți arată când e deschis, câți kilometri, număr de telefon de acolo. Pe lângă el mai sunt, să zicem, Wake Up Coffee, o cafenea. Pac, poți să te duci la cafenea. Ba mai mult,
faza tare e că vă arată și magazine, nu numai cafenele. Și vreau să vă arăt ceva super, super smart. Fiți atenți, pe hartă, ia uitați-vă, vedeți cafenele, vedeți spitale, vedeți magazine, Mega Image, de exemplu, vă arată atât de multe informații, e incredibil. Vă arată platforma industrială Pipera, Muzeul Aviației, vă arată Promenada Mall. Dacă dai pe Promenada Mall, să zicem, și apeși pe el, veți vedea că se încarcă, vă spune câte stele are pe TripAdvisor și vă arată și poză cu, o poză cu Promenada Mall, număr de telefon, când e deschis, ce se găsește în apropiere, un restaurant care iarăși îți dă aici câte stele are pe TripAdvisor și număr de telefon și timpul și așa mai departe. Deci, băi, aproape, aproape ca Google. E foarte complex sistemul ăsta de navigație. Here se numește. Servisuri auto, ia uitați-vă cât de tare. Deci foarte, foarte multe lucruri și foarte rapid, e foarte rapid, ia fiți atenți. Haideți să vă arăt. Să mergem un pic mai în spate, ia uitați-vă. Păi aproape că n-are lag, sincer. Și te-ai dus, să zicem, în direcția asta. Ia uite și vă arată, fiți atenți cât de tare ți arată. Deci cred că e singura hartă care ți arată pe unde o să treacă șoseaua de centură a Bucureștiului, ia uite-te. Deci nici măcar Google nu ți arată asta. Uite, chiar eram curios pe unde o să treacă în zona asta. Băi, cât de tare, frate. Deci îți arată din timp că acolo o să fie centura autostrada 0. Foarte tare. Uite, acum am observat, n-am observat până acum. Cât de tare. În fine, ia fiți atenți, am ales o destinație, am dat start și vă arată traficul. Vă arată exact traficul ca pe Google Map. In Cu 100 galben, meters, cu turn right roșu. onto Soso, a fabrica di glucosa. Cu galben, cu roșu, cu albastru, vă arată exact cum e traficul până acolo. Foarte inteligent, faci 37 de minute, e conectat la internet. Băi, e șmecher, ce să zic, n-am cuvinte, e foarte tare. După care mergi la media aici, pe lângă faptul că poți să-ți instalezi și Spotify, fără să intri pe Android Auto sau Google. Nu, intri aici la aplicații. Și la aplicații găsești toate aplicațiile instalate pe mașină. De exemplu, acum avem Here Navigation și avem și Spotify pe care l-am instalat eu. Dar dacă intri la Apps aici, ia uite, mai ai câteva aplicații de la Radio Player, Amazon Music, ai Here Navigation, ai ăsta Deezer, nu știu exact ce e, sincer, și Spotify. E, de aici poți să-ți instalezi și în viitor, sper eu, din câte am auzit, e posibil să vină și YouTube ca aplicație. Și să o aveți aici, o instalați, bum, și vezi YouTube foarte tare, foarte tare. Deci sper, sper ca în viitor să facă chestia asta. Și când ai browsing app, poți să le găsești pe aici. Dar deocamdată e foarte greu să adaugi o aplicație în mașină, pentru că trebuie foarte multe licențe și e complicat. În fine, mergi la mașină, multe informații utile aici, pentru că ajungi la electricitate, ți arată un grafic foarte frumos cu ce se întâmplă în timp real cu electricitatea și în timp ce conduci, îți arată mult mai multe informații. De exemplu, acum energia din baterie este folosită pentru sistemul de climatizare. Aici e motor electric, aici e motor termic și în timp real îți arată ce se întâmplă cu energia și unde se duce. La setări mai ai setări pentru un sonor de pietoni. Aici ai camerele 360 de grade care sunt super utile. Vedeți, până și camera de față are linii active, camera de spate are linii active și nu numai. Camerele laterale au linii active care îți arată când se învârt roțile și cum se învârt roțile și în ce direcție te duci cu ele. Foarte util când te duci off-road și nu numai, și la borduri de astea înalte să le ferești. Camerele sunt super utile. Aici la My Driving îți arată cât de economic ai condus, da? Iar aici la Driving Assistance Systems toate sistemele de asistență le poți porni pe toate. Deci la butonul ăsta le pornești și le customizezi. Sau ai traction control, control tracțiunii, frână activă, să frâneze singură, iar la personalizare mai ai câteva setări de siguranță în zona asta, de la blind spot și așa mai departe. Deci și aici e foarte simplu. La confort ai controlul distanței, iar la parking ai toți senzorii de parcare, să-i activezi, să-i dezactivezi. La all road ai informații despre poziția mașinii, dacă te duci un pic off-road cu ea, ai camera de față care îți arată că mergi off-road, ai downhill assist, coborâre asistată, ai aici câteva setări ale mașinii, de la acces, cum să descui ușile. Mai avem și welcome, sonorul și așa mai departe, ștergătoarele, ecranul de bord. Poți să schimbi luminozitatea și presiunea în cauciucuri. Iar aici la setări ai destul de multe setări, de la setările audio
Ai network și internet, Bluetooth, locație, privat, aplicații, notificări, dată și timp, securitate. Și aici ai sistemul unde poți să schimbi limba dacă vrei și unitățile. Și poți să faci update sistemului. Foarte inteligent sistemul ăsta și faptul că poți să-i faci update e genial. Pentru că v-am zis, în viitor poți să vină cu multe aplicații foarte utile. Bun, ăsta a fost clipul. Să dau sistemul de climatizare mai tare puțin. Sper că v-a plăcut, sper că ați luat foarte multe informații de aici. Dacă încă aveți întrebări, mă puteți întreba, vă răspund cu drag. În altă ordine de idei, mie îmi place foarte mult mașina, cred că e o mașină genială. Și încă vreau să aud de la voi, să-mi scrieți în comentarii. Știu că vor fi foarte multe comentarii, nu contează. Vreau să-mi scrieți ceva concret, adică, ok, mașina e scumpă, 26.650 de euro, preț de plecare, full hybrid, versiunea de top, full hybrid, două motoare electrice, un motor termic 1.6 4 cilindri. Scrieți-mi voi la banii ăștia ce mașină full hybrid puteți lua în această clasă, dacă e una mai ieftină ca aia. Pentru că eu am o presimțire că nu există altă mașină mai ieftină exact pe configurația asta de full hybrid în prețul ăsta, 140 de cai putere. Vă mulțumesc că vă uitați, sper că a fost util, sper că ați luat câteva informații utile de aici. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la clipurile mele. Stați aproape și ne vedem în următorul clip. La revedere!